Andreea, o să vorbesc despre experiența mea de cititor îndrăgostit de cărțile lui Cătălin Dorian Florescu. L-am descoperit pe Cătălin în 2011, probabil cum ați făcut majoritatea dintre dumneavoastră, cu cartea lui premiată, romanul Iacob se hotărăște să iubească. Am descoperit atunci un povestitor de mare forță, e capabil să țeasă o pânză fără noduri, fără defecte între destinele fragile ale oamenilor și vâltoarea istoriei. Acolo era o poveste despre o familie de șvab de lângă Timișoara, anii 40, deportarea în Bărăgan în anii 50, dar n-a fost numai cartea. Pentru că eu sunt un om care are entuziasmul sau naivitatea să scormonească în biografiile autorilor, să se ducă după ei, să le caute prezența. Și atunci am avut povestea lui Cătălin, cum a plecat în anii 80 cu părinții în Elveția, căutau soluții pentru problemele lui de sănătate. I-am simțit energia, care e caldă, e pozitivă, e atentă la celălalt, o să vedeți când o să înceapă să vorbească. Și atunci mi-am spus că povestea de viața lui Cătălin Dorian Florescu, singură ea, dincolo de cărțile lui, cu forța lui umană, e o inspirație pentru fiecare dintre noi. Acum, vorbim despre acest roman, Bărbatul care aduce fericirea. E o carte, o poveste despre zâmbet și bucurie într-o lume a suferinței. Pentru că asta ne arată Cătălin Dorian Florescu. El are darul însuflețirii cinematografice. Vedem cu ochii minții New York-ul de la 1900, o lume a sărăciei, a frigului, supraviețuirea la limită. De cealaltă parte, vedem delta Dunării, tot o lume a sărăciei în plus și a izolării. Dar povestea e cu happy end. Și e și o poveste de dragoste. Americanul Ray, un actor de mâna a doua, a treia, un imitator de personalități, și Elena, fica abandonată a unor părinți bolnavi de lepră. Iar când închizi cartea, gustul care îți rămâne e bun, pentru că e o poveste de dragoste născută ca o floare fragilă, miraculos apărută pe un teren aparent infertil. Iar mesajul cărții e profund uman. Personajele astea greu încercate de viață, malgré tot, în ciuda tuturor lucrurilor care li se întâmplă, învață să se deschidă și să aibă încredere în umanitatea lor. Și e un lucru pe care l-am discutat cu Cătălin și în interviul pe care l-am făcut la TVR1, l-am difuzat ieri la emisiunea Cultura. Cum ajunge Cătălin Dorian Florescu să intre în pielea personajelor sale? Pentru că nu avem o scritură de tip Cărtărescu, nu avem o interioritate întoarsă pe toate fețele. La Cătălin Dorian Florescu sunt peisaje de sus, de largă respirație, puzzle-uri cu multe piese și până la urmă îți pui, de fapt, scrii cel mai bine despre lucrurile pe care le cunoști. Și apoi am vorbit cu Cătălin și mi-a explicat cât de importantă e documentarea, care ia câțiva ani, a locuit în Delta, a locuit la New York, spune despre distanța pe care și-o ia și toată disponibilitatea să înțeleagă cum trăiau oamenii în momentul ăla și când asimilează tot materialul de viață al personajelor sale, îl pune apoi pe hârtie. Iar sloganul preluat de la noi, care spune că ai atâtea vieți câte cărți ai citit, la Cătălin Dorian Florescu am putea să spunem ai atâtea vieți câte cărți ai scris, pentru că Cătălin intră, cum spuneam, în pielea personajelor sale. Vorbeam despre darul însuflețirii cinematografice, sunt și cele de neuitat în cartea asta, pentru mine cel puțin, am să vorbesc despre câteva. New York, familiile care și-au condus din ghetou, și-au condus morții în vaporul care urmează să-i ducă spre îngropăciune. Vaporul pleacă, se îndepărtează de mal pe apă și începe un vaiet, bocetul familiilor, în tonuri diferite și în limbi diferite, cutremurător. Apoi leprozeria, acolo unde trăiește mama eroinei noastre, Elena. Oameni suferinți, cu fețele deformate, degete lipsă ale membrelor. Și apoi e și scena în care Ray, bunicul Ray, adolescentul, micul Caruso, cu vocea lui plăcută, le cântă mamelor cu copii din flori și se lasă alăptat de ele. Sunt multe scene de neuitat, o să le descoperiți fiecare.
Cătălin. Eu vă mulțumesc din inima. De fapt, nu ar mai trebui